Inspectorii de muncă au desfășurat la finele lunii trecute o acțiune de depistare a cazurilor de muncă la negru în rândul firmelor din județ care dețin spații de depozitare. Cu această ocazie au fost constatate o serie de deficiențe, unele dintre ele fiind sancționate cu amendă. În perioada campaniei, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt a efectuat controle la un număr de 25 de angajatori din domeniul menționat, în urma acestor verificări fiind dispuse un număr de 25 de măsuri de remediere a deficiențelor constatate și au fost aplicate două amenzi contravenționale în valoare de 13.000 de lei unor angajatori din localitățile Val și Caracal pentru netransmiterea în Registrul General de Evidență a Salariaților a elementelor contractelor individuale de muncă la termene prevăzute de lege. Deficiențele constatate au fost numeroase și diverse. Cele mai multe au vizat nerespectarea timpului de muncă și a repausului săptămânal de către angajatori. Cele mai frecvente deficiențe constatate au fost următoarele: nepăstrarea la locul de muncă a copiilor contractelor individuale de muncă ale salariaților care desfășoară activitate în acel loc. Angajatorii nu respectă obligația de a ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de către fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru, repartizarea programului de lucru pentru salariații cu timp parțial, precum și nerespectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal. Inspectorii de muncă vor continua seria controalelor pentru a constata modul în care angajatorii respectă prevederile legislației muncii în privința drepturilor angajaților și a măsurilor de sănătate și securitate muncă a acestora.